Nu se face nimic. Nimic. Nu se face oraș sol. Am ales-o pe primăriță, dar... Părere de rău. Ar trebui de făcut. Вообще безобразие. Оно же все вот это со временем поломает. Вот туда вот как пройти к этому к поликлинике, к больнице, там же вообще набережная разбитая этот парапет. Полностью деревья все поломали. Так что это надо почистить давно было. Вот тут кусты вечером. Вечером не выйдешь, воняет, змеи ползают. Пусть убирают хотя бы вот это, есть до этого дорожники. Хотя бы пусть смотрят, вот трава растет. Никто за ней не убирает, за нее ничего. Эти ветки, вон провода висят. Не дай бог ветер сильно оборвет. Как пару дней назад были дожди. У кого-то свет выключали, у кого-то не выключали. А деревья... Пофиг, они растут и растут, а некому смотреть за ним. Эти, с одной стороны, удобно, с другой неудобно. Потому что хочешь поставить в теньке, но иногда боишься, что могут быть змеи сверху. Поэтому лучше их убрать, чтобы не было змей, не было такой опасности. И детей даже выгуливать нельзя. Privința cheiului, să zicem așa, că există simțul gospodăresc. La noi se implementează proiecte cu tam-tam și așa mai departe, cu ajutoare financiare din exterior, dar nu se prevede în bugetul local surse pentru menținere. La fel, acum aici pe chei se prăvale zidul ăsta, copacii ăștia care au crescut aici haotic, distrug tot ceea ce era frumos cândva în orașul Soroca. Și ar mai fi de dorit să mai fac și curățenie din când în când.
mai mare mizerie cum aici n-ai chip strieși și o ptoare e extraordinară. Murdar Nistru. Că e Murdar Nistru, nimeni n-are grijă, noi votăm și vrem ca să fie o schimbare. Cum? Care primar aici au făcut? Nici Bondarenco, nici său, nici doamna care... Promiteți, dar da, de făcut nu faci nimic. Nimeni nu face nimic, absolut. Chiar ne pare rău și ne-am dezamăgit întâți politicienii ăștia. Mai așteptăm să vedem care acum sunt la putere și ne mai arată. Și fără măgardul. Copași trebuie tăieți. Trebuie. Da, scoși din rădășini. Da. Așa, fără măgardul. Și cheltuieli tot de la primărie. Tot trebuie să cheltuiască pentru a face gardul. Și chiar ei nu văd că gardul și ala e în zid, e farmat. Nimeni nu îl interesează. Că știți de ce? Eu, așa părerea mea, o pensionară de 70 de ani. Ei las până să distruge. Ei las până să distruge, dar pe urmă bănișorii să spună, adică că fac reparații. Și bănișorii au și ei, spune-mi buzunăreau, de pe seama la lucruri de este. Chiar să vă spun sincer, nu sunt mulțumită cu nu știu ceilalți. Eu nu sunt mulțumită, pentru că ar trebui... Nu numai musor și le-a schimbat doamna, cum îi zici, că n-am votat-o, nici noi votau niciodată. Dar și-a făcut altceva. Nimic absolut, nimic. Eu nu știu chiar. Cu schimbat gunoi, știi, este? Atât. Și atât. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы было это более чистом виде, потому что, да, вот проходишь и иногда, особенно вечером, да, вот если ты приходишь гуляешь, то можешь запутаться вот об ветки, об мусор. И все-таки я считаю, что здесь многие гуляют с детьми, просто пенсионеры. И мы дышим этим свежим воздухом, и хочется, чтобы, соответственно, и было чисто. Вот. А ваше мнение по поводу деревьев, которые растут в парапете? Да, вы знаете, вот раньше как-то вот следили за этим, а сейчас вот я смотрю, в последнее время даже ветки, вот иногда идешь и прям ветками цепляешься за голову, и слишком они длинные, да, или их надо как-то спилить, или подстричь, или как-то, ну, следить за этим, в общем, ладно. Малурли настрей a Nistrului, efectiv cer un sprijin de la administrația publică locală pentru a fi îngrijit, fiindcă și zidul de protecție care noi îl admirăm acum în fasadă este foarte frumos, în spate el începe a se distruge din cauza vegetației care a nimerit între pietre. Normal ar fi ca ea să fie curățită pentru a nu admite deteriorarea zidului din interior. Cu atât mai mult că noi sâmbătă trecută am făcut acolo un pic de ordine de salubrizare și practic e foarte complicat ca să mergi chiar să faci salubrizarea de urma oamenilor nesimțiți care aruncă acolo prima. Ar fi o chestie foarte bună dacă primăria ar găsi posibilități pentru a curăți atât malul, adică parte cei care noi o numim astăzi fâșie a Nistrului, cât și zidul. Altfel, noi peste câțiva ani o să ne plângem că se deteriorează sau s-a deteriorat zidul și noi trebuie să mai băgăm acolo de 10 ori sau de 100 de ori mai mult bani pentru a-l aduce la o stare normală. Conform legislației, defrișarea și toate lucrările ce țin de curățarea arborilor se vor începe în municipiul Soroca, începând cu 1 noiembrie. Și deci aveți asigurările noastre, administrației publice locale, că vom ajunge și pe malul Nistrului nostru frumos. Deci anul acesta vor fi curățați și arborii de pe locurile care am vorbit mai sus.